Creșa numărul 4 din municipiul Drobeta Turnu Severin și-a deschis din nou ușile pentru copiii orașului, marcând finalizarea unui proiect amplu de reabilitare, modernizare și dotare. Clădirea complet eficientă din punct de vedere energetic cuprinde 40 de locuri și este prevăzută cu săl de joacă, de festivități, dormitoare, bucătărie, spălătorie, un cabinet medical, dar și spații generoase de joacă în aer liber. A fost redeschisă creșa numărul 4, Căsuța Poveștilor, acolo unde a fost prezent și primarul orașului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, pentru a verifica calitatea lucrărilor, dar și a noului mobilier. Clădirea recent renovată are o capacitate de 40 de locuri, aceasta fiind supusă unei transformări radicale, totul pentru a oferi un mediu generos și mai potrivit pentru educația copiilor. Toate aceste clădiri sunt clădiri vechi, ce nu mai corespundeau nici din punct de vedere a asigurării condițiilor, dar în același timp aveam și multe lucruri vechi aici. Am reabilitat-o total, atât din punct de vedere al exteriorului, cât și interiorului. Vorbim de acoperiș nou, de geamuri noi, totul făcut pe ideea de a economisi și energie. În interior am lucrat la instalațiile termice, electrice, am adus gaze, am trecut pe centrală pe gaze, am refăcut toate instalațiile pe zona ISU, am făcut lucruri noi pe această zonă, creând condiții de siguranță pentru cei mici, știm cu toții se pot apăra mai puțin. Deci atât creșa cât și grădinița a fost reabilitată. Ieri s-a dat drumul la creșă, astăzi s-a dat drumul și la grădiniță. Continuăm să investim în educație. În perioada următoare vom da drumul și la noua creșă de lângă Biserica de Carton. Cu aceste noi creșe, cu aceste creșe reabilitate, sperăm să rezolvăm problema numărilor de locuri în creșe, pentru că a fost și este o problemă pentru municipalitate. Am reușit în ultimii ani să mai deblocăm această problemă, încă nu este rezolvată, dar sunt convins că pe viitor și cu creșa care se va da drumul în cartierul Veterani, vom asigura tot ce înseamnă număr de locuri în creșele din Turnu Severin. Reabilitarea a fost făcută din fonduri europene, 3,8 milioane de lei. A mai venit și din bugetul local cu o sumă mică în zona dotărilor, pentru că n-au fost prinse pe fonduri europene, dar ceea ce a însemnat grosul banilor l-au reprezentat fondurile europene, 3,8 milioane de lei și pentru creșe și pentru grădiniță. Finalizarea investiției a fost așteptată de copii și părinți, deoarece de la începerea lucrărilor s-a învățat în alte spații și nu în cele mai bune condiții. Este o investiție necesară pe care am așteptat-o pentru a desfășura actul educațional în condiții optime. Noi am făcut și reabilitare interioară, am schimbat parchetul, am zugrăvit cu ajutorul colegelor din creșe. Capacitatea creșei este de 40 de locuri. Copiii din creșe pe perioada reabilitării au fost mutați și acum se reîntorc în creșe. În cadrul proiectului de reabilitare și modernizare a grădiniței numărul 19 au fost prevăzute următoarele lucrări: schimbarea acoperiș, anvelopare pereți exteriori, panouri solare și fotovoltaice, instalație electrică, termică sanitară, centrală pe gaz, echipamente pentru siguranța la incendiu, scară, uși pentru incendiu, toate măsurile necesare pentru avizele ISU, bucătărie nouă comună cu grădinița, baie nouă proprie și finisaje interioare, pereți, parchet, saltele noi la paturi cu fonduri din bugetul local. Eforturile depuse pentru redeschiderea creșei au fost susținute și coordonate de către autoritățile locale, care au luat toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea normelor de siguranță și igienă impuse de autorități. Echipa de profesioniști din cadrul creșei este pregătită să ofere îngrijire și sprijin pentru dezvoltarea copiilor, contribuind astfel la bunăstarea și fericirea întregii comunități.